În Făgăraș, un oraș mic populat de șomeri și bătrâni neajutorați, toate eforturile autorităților locale și ale bisericii se concentrează pe ridicarea unei catedrale poleite cu aur. Construcția a început în urmă cu 20 de ani, dar oficialii vor să o termine anul acesta. Consiliul Județean și Primăria au donat câte 100.000 de lei în condițiile în care în oraș nu există nicio cantină socială și niciun azil funcțional. Impozantă și poleită cu aur, catedrala a înghițit până acum 6 milioane de lei și ar mai avea nevoie de încă 3. Preoții veghează la buna desfășurare a lucrărilor și le cer permanent autorităților locale să contribuie cu bani ca să termine construcția. În ultimii ani, Consiliul Județean Brașov a alocat sume destul de importante pentru catedrala din Făgăraș și este un edificiu extrem de frumos și va deveni reprezentativ chiar pentru Făgăraș. Biserica are dimensiunile unui bloc de 10 etaje și este atât de impunătoare încât pune în umbră vechea cetate a Făgărașului, construită la 1300 și care l-a adăpostit pe Mihai Viteazul. Până și autoritățile comuniste au avut grijă ca blocurile din jur să nu eclipse monumentul. Acum însă acest rol a fost preluat de Catedrala Ortodoxă, care lucește în zare încă de la intrarea în oraș. Nu știu dacă era necesar să fie atât de mare, atât de impozant. În tot acest timp, în Făgăraș trăiesc 28.000 de oameni, majoritatea șomeri și bătrâni neajutorați. Într-un reportaj semnat România te iubesc, aflăm că în oraș există un azil de bătrâni în care s-au investit 400.000 de euro și care stă gol pentru că primăria nu are bani să plătească îngrijitori. Nu a fost implicată niciun fel Biserica Ortodoxă, nici nu și-au exprimat vreo opțiune că ar dori să participe în asemenea proiecte sociale. Oamenii din oraș spun că biserica ar trebui să aibă grijă mai întâi de bătrâni și după aceea să ridice o catedrală fastuoasă. Eu cred că de biserici e nevoie, dar nu cred că de să ne arătăm noi grandomania. Reprezentanții bisericii promit că după finalizarea lucrărilor la catedrală se vor gândi și la ajutorarea celor nevoiași. După ce ne mutăm sus definitiv, acolo jos să facem o cantină pentru săraci și să poate face și un azil de bătrâni până la urmă. În afara catedralei în construcție, credincioșii din Făgăraș mai au 10 biserici în oraș unde se pot ruga.